Tineri care schimbă lumea. Propunere de proiect. Clasa a șasea. Învățarea prin imaginație. Știți că există oameni frumoși, frumoși prin atitudini și fapte, care luptă pentru a face lumea un loc mai bun? În zilele noastre. Din rândul lor îi remarcăm pe tineri. Da, toți oamenii frumoși sunt tineri în spirit, o știm, o recunoaștem. Unii dintre ei sunt tineri ca vârstă. Și despre ei vrem să vorbim, pentru că e lucru știut, tinerii ascultă de tineri. Vă propun să lucrăm împreună. Vom folosi tehnica întrebărilor. Răspundeți orice vă trece prin cap, pentru că nu există răspuns greșit. Prin dezbatere vom ajunge la niște răspunsuri acceptate de întreg colectivul dacă lucrați în clasă. Dacă lucrezi individual această resursă, vei decide care răspuns al tău merită a fi păstrat. 1. Schimbarea este necesară? 2. Care sunt beneficiile ei? 3. Care sunt aspectele care fac rea schimbarea? 4. Ce înseamnă lumea? 5. Ce calități au cei care schimbă lucrurile? Vă propun să opriți resursa video și să vă notați răspunsurile pe maculatoare. Lumea e schimbată de exemplul tău, nu de vorbele tale. E necesar să diferențiem între opinii și fapte. Exemple. E un om bun. E un om rău. E așa de incorrect cum se poartă. Sunt opinii. Faptele au urmări. Sunt vizibile prin rezultate care pot fi chiar măsurate. Descoperiți și voi alte diferențe dintre opinii și fapte. Unii dintre tinerii care schimbă lumea sunt vizibili. Poveștile lor pot fi descoperite. Fie că le descoperim privind cu atenție în jurul nostru, fie că navigăm pe internet, poveștile merită a fi cunoscute. Oana Mândruț. Visul nostru este ca noi și copiii noștri să trăim într-o lume mai bună. Cine este Oana Mândruț? A înființat în 2014 Life Education for All pentru a-și împlini visul. A declarat că și-a propus să acționeze acolo unde are competențe, concentrându-se pe copii și tineri. A făcut proiecte cum ar fi educație pentru viață, educație pentru suflet. Deosebit este proiectul Școala din curtea școlii, prin care 8 școli din țară au fost dotate pentru a susține ore outdoor. Campania Școala în natură, pe care a demarat-o în ianuarie 2021, propune desfășurarea orelor în aer liber. Răspunsurile școlilor au început să apară, tot mai multe optând pentru amenajarea unui spațiu propice educației în aer liber. Ce ziceți? Răspundeți la întrebările. Ce face Oana este important? Pentru cine? Important pentru Oana? Schimbă lumea? Cum anume o schimbă? Care crezi tu că sunt principiile care îi guvernează viața? Lucrăm împreună. Realizează un afiș pe foaie A4 sau în Canva care să cuprindă faptele Oanei Mândruț, calitățile, mesajul pe care ne-l transmite prin atitudine și fapte. Afișul meu realizat în Canva. Oana Mândruț, principii de viață, seriozitate, angajament, dragoste de oameni. Schimbă lumea prin fapte, nu prin vorbe. Ne transmite mesajul că împreună putem schimba în bine lumea. Putem să ne gândim și la acest aspect, că putem schimba lumea și prin vorbe. Depinde de vorbele pe care alegem să le folosim. Ce fel de vorbe folosim, nu? Propunere de proiect. Tineri care schimbă lumea. Se va lucra în echipe de câte 3 elevi. Alegeți o personalitate română de la finalul acestui material sau nu și realizați muncă de cercetare asupra vieții și realizărilor ei.
Veți realiza un proiect cu următorul conținut. Scurtă biografie, doar elementele semnificative, calități, realizări sau ce a dat societății sau cum a contribuit la binele ei, de ce merită să fie cunoscută, prin ce mă inspiră, prin ce ne inspiră. Fiecare membru va da propriul răspuns. Notă. Proiectul va conține 50% informații preluate cu precizarea obligatorie a sursei, 50% informații analizate, interpretate în manieră personală. Estetica se punctează. Aspect, ortografie, culori, vocabular. Formă de lucru și de prezentare. Se poate lucra în format fizic pe foaie A3, se poate lucra în PPT, Jamboard, Kaggle, Book Creator sau altă aplicație. Feedback și evaluare. Fie că sunt în format fizic, fie că sunt în format digital, produsele finale vor fi prezentate, analizate, notate după o grilă cu punctaj. Elevii vor primi feedback și notă dacă profesorul așa convine cu ei de la început. Barem. Câteva sugestii de tineri care au impact pozitiv în societate. Mulțumesc!